RCM Timișoara e la un singur pas de câștigarea titlului de campioană a României. Rugbiștii bărățeni vor să aducă cupa după 40 de ani la Timișoara. Elevii lui Chester Williams joacă duminică de la ora 16 cu Baia Mare la București pe stadionul Arcul de Triumf. Timișorenii vor avea meci greu cu gruparea băimăreană care a câștigat campionatul sezonul trecut. Va fi o finală disputată, susține capitanul RCM-ului Stelian Burcea. Da, era de așteptat, dar v-am zis, nu contează, mergem acolo, câștigăm și aducem trofeul la Timișoara. Va fi tot ca și cu farul, tot așa mult o să le dați? Nu știu, va fi o finală, o să fie foarte disputată. Nu uitați că Baia Mare este campioană în ultimii 3 ani, deci au experiență de finală, își doresc foarte mult să mențină acest titlu, dar cred că dorința noastră va fi mult mai mare.